Dacă n-ați zâmbit până la această oră, e momentul să lăsați grijile deoparte. Asta pentru că astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Zâmbetului. Și este foarte important. Zâmbetul ne prelungește viața, e contagios și ne face fericiți. Din păcate, românii au cam uitat să zâmbească. Oficial, unul din 10 suferă de depresie. Neoficial însă, numărul este mult mai mare. În anul 1963, artistul american Harvey Ball a creat fața zâmbitoare, un cerc galben cu două puncte și o paranteză închisă. Ball a plecat de la ideea că toți oamenii trebuie să lase deoparte grijile, măcar o zi pe an, și să zâmbească. Și, în mare măsură, a reușit. Că n-am de ce să fiu trist. Când ai zâmbit ultima dată? Acum 9 minute. Zâmbiți așa în fiecare zi sau? Da. De câte ori pe zi? De 24 mulțit cu 60, mulțit cu 60. Atunci când ne încruntăm, folosim 43 de mușchi faciali, în timp ce atunci când zâmbim, folosim doar 17. În plus, dacă râdem, stimulăm mușchii abdominali. Ce te face pe tine să zâmbești? Notele bune. Când mă văd eu în oglindă și văd că sunt frumoasă, atunci îmi vine să zâmbesc. Azi e Ziua Mondială a Zâmbetului. Da? Hai să facem un selfie. Noi? Da, cu zâmbet. Un zâmbet mai mare, hai zâmbește. Haide! Zâmbește. Știi ce zi azi? Astăzi e marți. Azi e marți, azi e vineri. Nu-i vineri. Azi e vineri? Da, e vineri. Păi, și Ziua Mondială a Zâmbetului. E bune? Nu știam. Cine zâmbește în jurul tău cel mai mult? Cred că iubita mea. Zâmbește pentru noi. Atunci când zâmbim, corpul eliberează endorfine, adică hormonii fericirii. În plus, oamenii de știință au ajuns la concluzia că zâmbetul ne poate prelungi viața chiar și cu 7 ani. Așadar, motive suficiente pentru a zâmbi cât mai des. Din păcate, nu toți oamenii zâmbesc. Cifrele arată că 2 milioane de români suferă de depresie. Până la ora asta, până la 12, n-ați zâmbit deloc? Ei, nu prea am avut pentru ce. Când iau pensia, atunci sunt mai fericit. Vrem să ne dați ceva. Ce să vă dau? Un zâmbet. Domnule, de ce nu zâmbiți? Să se sperea în gândura. Pentru ce să zâmbesc? Am atâtea suferințe. Zâmbiți pentru noi? Da. Dacă sunteți triști în permanență, nu vă puteți odihni și nu aveți poftă de mâncare, mergeți la psiholog. Ați putea suferi de depresie.